Salutare, salutare! Sunt Mădălin, iar în cadrul acestui video review am deosebită plăcere să vă prezint noua componentă a familiei producătorului UTOC, smartphone-ul UTOC 5008. Știu că foarte mulți dintre voi aveți păreri împărțite în privința produselor producătorului mai devreme menționat, dar vă asigur că device-ul de astăzi surprinde din toate punctele de vedere: eleganță, construcție, fiabilitate și nu în ultimul rând performanță. Din punct de vedere al designului, avem pe mână un telefon mare, dar mult mai ușor decât ne-am fi așteptat, cu linii simple și elegante. Materialele folosite sunt de calitate, carcasa fiind foarte plăcută la atingere, în ciuda faptului că este construită din plastic. Față de alte modele de buget redus ce mi-au trecut prin mâini, am rămas plăcut impresionat de rezoluția HD, adică 1280x720, pe care o suportă ecranul de tip IPS cu diagonală de 5.5. Procesorul ascuns cu grijă în carcasa UTOC 5008 este un veritabil octa-core MediaTek MTK6592 ce rulează la o frecvență de 1,7 GHz și se apropie de performanțele procesorului Equinox folosit de Samsung pe Galaxy S4. Procesorul grafic este Mali 450 cu 4 nuclee fizice ce se descurcă de minune în toate jocurile pe care le veți rula. Am rămas plăcut surprins că în jocuri precum Dungeon Hunter 4, Critica Online și chiar Despicable Me nu a existat nici cel mai mic lag sau înghețare, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Memoria RAM este de 2 GB, iar spațiul de stocare intern este de 8 GB împărțit în două, o parte destinată sistemului de operare, iar cealaltă pentru fotografii, video, aplicații sau jocurile ce urmează să fie instalate. Evident, acest spațiu de stocare se poate mări prin adăugarea unei memorii microSD de până la 32 de GB. Cele două camere disponibile atât pe partea frontală, dar și pe partea din spate a UTOC 5008 sunt excelente din punct de vedere al calității fotografiilor și al videoclipurilor. Este pentru prima dată când spun acest lucru vis-a-vis de o cameră de 8 megapixel disponibilă pe un telefon nu foarte scump. UTOC 5008 este un dual SIM, deci suportă două cartele, una dintre acestea putând dispune și de 3G. Am mai spus-o și în trecut la un alt producător. Nu înțeleg de ce nici de această dată nu s-a optat pentru aceeași dimensiune pentru ambele cartele. Aveți nevoie de un SIM normal pe care îl veți atașa pe slotul SIM 1 și un micro SIM ce urmează a fi montat evident pe slotul SIM 2. Pe lângă posibilitatea conectării la internet prin intermediul unei cartele 3G, UTOC 5008 dispune de un modul wireless cu suport pentru cele 3 standarde B, G și N. Iar pentru transferul de fișiere între device-uri mobile puteți folosi și Bluetooth versiunea 4.0. În cazul în care nu sunteți mulțumiți de Google Maps, softul ce este disponibil by default în sistemul de operare Android 4.2.2, puteți instala alt soft de navigare, Navigon spre exemplu, soft ce va folosi GPS-ul disponibil în UTOC 5008 fără a avea nevoie de o conexiune la internet. Gata cu vorba și cu specificațiile tehnice, haideți să vedem cum s-a comportat UTOC 5008 în testele obișnuite de Android. Pe ansamblu sunt mulțumit de acest device al producătorului UTOC. Luminozitatea este ok, setată la 30-40%, procesorul este excelent și a rulat perfect toate jocurile și aplicațiile pe care i le-am dat, autonomia bateriei este exact ca cea specificată de producător și nu în ultimul rând, semnalul este puternic atât pe GSM, dar și pe 3G. Calitatea audio în conversațiile telefonice este excelentă atât ca experiență de ascultare cât și ca microfon. Rezumat pe scurt, dual SIM, diagonală mare, procesor excelent, la un preț mai mult decât decent. Smartphone-ul UTOC 5008 este disponibil și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.